Bună seara tuturor! Sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, învărsător pentru septembrie 2019 sau perioada următoare. Nu uitați că aceste etalări pe care noi le facem pentru anumite perioade sunt de fapt momentul în care noi captăm energia sau mesajul. Timpul în care se va materializa rămâne de observat în viața fiecăruia. Începem cu mesajele de la îngeri. Încep. Aveți un mesaj și e suficient, unul pentru că e foarte puternic. Aveți credință, dragii mei vărsători. Și mulțumesc și eu pentru mesaj, pentru că am și eu planete în vărsător. Aveți credință în această situație. Aveți 1 și cu 2. De fapt, 12. 1 și cu 2, 3. Comunicare sau călătorie, pentru că e casa a treia. Oh. Când e foarte bun de vorbit despre această carte, când avem încredere sinceră în evenimentele, că evenimentele, situațiile, oamenii pe care îi întâlnim sunt spre beneficiul nostru, atunci chiar se va întâmpla să fie spre beneficiul nostru. Chiar dacă uneori poate situațiile par exact opus decât am vrea noi să credem. Îngerii sunt aici cu tine ca să... cu noi, ca să ne susțină. Avem susținere divină. Este ceva în care poți să ai încredere deplină. Faptul că avem susținere divină. Este un adevăr simplu, dar puternic, care îți va răspunde la sau ne va răspunde la toate întrebările pe care le căutăm sau la care căutăm răspuns. De fapt, dragostea este un act de credință. Fiecare provocare de a ne mișca mai departe, de a schimba ceva, că vărsătorii au această dorință de schimbare și de libertate, fiecare provocare uneori vine fără să ne ofere prea multe detalii. Și din acest motiv trebuie să avem încredere. Stați în prezent, dragii mei. Orice ar fi în fața voastră în acest moment, orice, aduceți-vă aminte de apostoli, aduceți-vă aminte de eroi, cei care au avut în față mari provocări și au avut credință. Și uite așa, au reușit. Și David pe Goliat l-a învins pentru că a avut credință. Există aici în acest moment, când fac această etalare pentru vărsători, am simțit o senzație de defragmentare la nivel sufletesc. Posibil, mulți dintre voi v-ați pus sufletul în foarte multe situații, în relațiile cu mulți oameni pe care i-ați avut în viața, i-ați experimentat până acum, ați pus suflet, pentru că fluturile înseamnă suflet. Psihe. Puteți să reascultați povestea dintre Psihe și Eros. Și sufletul, fluturele înseamnă și transformare. Ei, toate acele bucățele de suflet pe care voi le-ați proiectat, le-ați lăsat în sufletul altora, într-o experiență, într-o situație, într-un moment, bucurie, tristețe, orice, se transformă. Și nu doar că se transformă, ceea ce simt în acest moment și mă tulbură este că toate acele bucățele de suflet pe care voi le-ați pus și le-ați rupt din sufletul vostru, cu durere, cu bucurie, vin acum, în această perioadă, în preajma voastră să vă ajută să vă reconstruiți. De ca și când toți acești fluturi, toate aceste transformări, toate acele fărâme de suflet, vin să se lipească iar
de voi și să vă construiască, dar sub o altă formă. O formă mult mai subtilă, mult mai frumoasă, în care voi acești noi vărsători Soare, Lună, Venus ce aveți, aveți aripile unui fluture. Adică, cu alte cuvinte, sunteți deja transformați. Este un act de credință, este un act de creativitate și este un act de aș spune și compasiune din partea Universului, că vă permite să vă readunați energiile pe care le-ați lăsat unora și altora. Probabil tot pentru că ați avut credință. Haideți să vedem ce la capătul acestui set de cărți. Vai, ce frumos! Vai, ce frumos! Și se leagă. Aveți 36, aveți 9, de fapt. 36 și 37, interesant! Interesant. Întoarceți-vă fața, privirea, sufletul, către lumină. Aveți credință, cu alte cuvinte? Adică, încercați să meditați asupra experiențelor în care ați simțit dragostea, bucuria, fericirea și nu asupra celor care v-au defragmentat, cum am spus mai departe, mai devreme, asupra evenimentelor care au luat o părticică din voi, în care voi ați dăruit mai mult decât era cazul. Întoarceți-vă lumina, fața către lumină și umpleți-vă de această lumină. Pentru că lumina este dragoste. Cu alte cuvinte, întoarceți-vă fața către dragoste. Pentru că dragostea, de fapt, este credință, cum am spus mai devreme. Pe calea aerului, pe aripi de vânt. Ce frumos! Știți melodia Adeliei, da? Îmi place foarte mult și în acest moment și chiar am așa, probabil că această melodie trebuie să fie ascultată de unii dintre voi. Pe aripi de vânt mă arunc. Da? Ce frumoasă melodie. Așa se aruncă și această persoană, această tânără frumoasă femeie. Și nu doar că se aruncă pe aripi de vânt, dar ce interesant, cred că aude cum se apropie de ea cineva. Poate un alt semn de aer, poate un scorpion, sau pur și simplu poate un alt, o altă ființă înaripată, un înger. Trecând peste asta, în spatele acestei cărți, ce aveți? Acționați ca și când partenerul este aici. Dacă simțiți că se apropie ceva, îngerul, persoana pe care o așteptați, pentru că ați avut credință, aveți credință că vine. Și nu doar, acționați de ca și când este aici. Iar avem fluturi, iar aveți fluturi. Păsări, ce frumos. Bine, cărțile sunt superbe. Dar ce este, ce sare acum în evidență este acest dans între el și ea. Și nu doar. Acest dans este magic. Gândiți-vă când sunteți singuri că sunteți lângă cel pe care sau cea pe care o doriți. Că dansați, chiar dacă dansați singură, chiar dacă cântați singur în baie, gândiți-vă că o faceți pentru partenerul, partenera voastră, pe care o adulmecați, pe aripi de vânt. Vă aruncați? Căci pe aripi de vânt va veni. Oh, și în momentul în care faceți acest lucru, faceți de fapt un act de magie. E un cuvânt frumos, minunat, pe care, din păcate, unii îl folosesc fără conștiință. Dar noi nu vorbim despre ei. Vorbim despre conștiința voastră, pentru că voi aveți credință. Voi aveți credință. Și tocmai pentru că aveți credință, știți că dragostea face diferența între toate lucrurile pe care le-ați făcut. Una înseamnă să faci un lucru din răbdare, din ambiție, din durere, și alta e să faci un lucru, orice, din dragoste. Pentru că dragostea vindecă rănile trecutului și asigură o senzație de stabilitate și de valoare. Oh, ce aș mai vorbi? S-ar putea uneori, dragii mei, vărsători și orice altă zodie mai ascultați acest videoclip. Poate cândva o să fac doar despre îngeri și mesajele lor. O să fac citiri. Vai, asta a vrut să iasă. Lumea.
Asta este cartea care a sărit și am simțit că e nevoie să o pun deoparte. Deși la un moment dat am văzut 10 de spade, încheierea unui ciclu de suferințe mari și puterea. Probabil că voi v-ați regăsit puterea sau poate unii ați avut niște relații cu cineva, cu planete în semnul leului sau al fecioarei sau și. Oricum, suferințele și toată puterea, adică nu, suferințele v-au dat puterea de a merge înainte și de a vă păstra credința. Ei, și revin la lume. Lumea este Saturn, varianta pozitivă, lecția învățată. Ați încheiat un capitol, da? Tocmai pentru că ați avut credință. Ați rămas în picioare. Și acum renașteți, ieșiți, da? Ca din ou. În acest moment văd persoana ieșind din acest cerc. Bine, oval, cunună. Orice ar fi. Ieșiți ca noi născuți, cum am vorbit și la primul mesaj cu fluturii. Vă transformați. Și Saturn e guvernatorul vostru. Aveți și Saturn și Uranus. Uranus v-a zdruncinat bine? Tocmai ca să vă restructureze. Și acum sunteți deasupra lumii și creați, ce frumos, creați o nouă lume, a voastră, așa cum vă doriți. Doamne ajută! Ce frumos avem! Aveți și o justiție, justiția divină, pentru că ați avut credință. Poate să fie pentru unii o balanță. Poate pentru unii să fie și un judecător, orice ar fi. Noi amestecăm. Eu amestec încă o dată cărțile, deși sunt amestecate, Vărsător, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Învățător, Leșitai, Vărsător, septembrie, Soare, Lună, Venus, Ascendent. Central. Ha, n-aș fi vrut. Da, stai. Argumente. 5 de spade. Probabil că sunt energiile trecutului sau acele energii în care... Da, mulțumesc. Acele energii în care sau situații sau conflicte sau umilințe sau vorbe grele, tot aia e, dar în fine, cu unii, cu alții. Acele situații, repet, în care v-ați lăsat fărâmă de sufletel acolo. Că așa se întâmplă și știu din experiență. Și din păcate mai mult în suferință lăsăm suflet decât în bucurii. Dar și acolo lăsăm. Ei, cineva a avut impresia că a câștigat, dar n-a câștigat. A pierdut. A pierdut parteneriatul cu voi. Da. Vedem cum se așează cărțile. Eu așa simt să citesc această carte în acest moment. Cine comentează cum citesc, se fie de bine. Scuze. Deci, argumente. Poate încă mai sunteți afectați de ce vi s-a spus în trecut. Că sunteți urâți, că sunteți frumoși, că sunteți răi, că sunteți buni, că nu sunteți perfecți, că nu sunteți așa și așa și așa și așa. Că nu faceți, că nu dregeți. Încă vă mai afectează, încă e în suflet. Dar sufletul se recrează. Recrează. Și apoi, după recreare, se va și distra, evident. Provocarea este. Provocarea este să mai renunțați la o parte din griji, pentru că aici 9 de spade, alte spade, că sunteți voi că e alt semn de aer, nu contează. Spade, spade, gânduri, vorbe, comunicare. Cineva suferă, suferă pentru că a fost jignit, evident. Provocarea este să mai renunțați la spade, pentru că la 9 de spade sunt foarte multe nereale. Adică, dacă cineva a zis, domnule, nu ești frumoasă, cum să nu? Sunt foarte frumoasă. Dacă Dumnezeu așa m-a creat, înseamnă că așa a vrut și mă vede frumoasă. Dacă cineva vă zice că ești un prost, cum să fiu prost? Că sunt dita mai inginerul.